Rezonanța magnetică este o metodă neinvazivă, neiradiantă. Este întrebarea pe care o pun cel mai mult dintre pacienți atunci când ajung în clinica noastră și se adresează personalului de la rezonanță magnetică. Spre deosebire de radiografie, de computer tomograf sau de alte metode care folosesc razele aici, aici este vorba de un câmp magnetic de 3 Tesla. Investigația constă în trimiterea unor pulsuri de radiofrecvență către zona de interes care trebuie să fie în centrul magnetului, de acolo recepționând semnalul cu o antenă așezată cât mai aproape de zona de investigat. Investigațiile sunt sistematizate în sensul că sunt investigații ale axului spinal, sunt investigații cerebrale, investigații musculoscheletale, abdominopelvine. O altă indicație ar fi examinarea glandei mamare, atât la persoanele tinere, cât cu afecțiuni benigne, cât și la persoanele cu patologie malignă. De asemenea, poate fi urmărit reconstrucția sânilor, pot fi evaluate protezele de silicon. Aici aș putea să vă arăt niște imagini. E o pacientă cu o mastectomie stângă. Sânul drept se vede și la nivelul sânului stâng se vede proteza și țesuturile periprotezare și se vede că nu este niciun semn de recidivă la nivelul peretelui toracic. Putem vizualiza inclusiv vascularizația, se pot calcula niște hărți unde se pot măsura gradul de încărcare al unei leziuni și în funcție de aceste hărți putem spune dacă leziunea respectivă are caractere benigne sau sugerează o leziune malignă, caz în care se recomandă puncție biopsie și eventual și în urma puncției biopsii consultul chirurgical. Sunt diverse secvențe care se achiziționează cu diferite contraste pentru a putea caracteriza o leziune. Aceasta este o secvență ponderată T2 unde lichidul apare alb. Aceasta este o secvență de difuzie care ne arată difuzia mișcarea apei libere și în cazul în care există un proces expansiv, o leziune ischemică recentă, putem vedea în zona respectivă că există o restricție a difuziei și astfel putem să caracterizăm mai bine leziunea. Putem evidenția meniscurile, putem evidenția cartilajul articular, putem vizualiza ligamentele, încrucișat anterior, încrucișat posterior, tendoanele, patelar și inserția quadricepsului pe rotulă. O secvență care ne ajută foarte mult este secvența proton density cu supresie de grăsime, unde putem vizualiza leziunile meniscale sub forma unor traiecte fine în hipersemnal, la nivelul cornurilor meniscale, cum este aici. Și de asemenea, la acest pacient putem vizualiza un chist poplite, un chist Baker. Putem investiga dacă este să ne gândim la coloana vertebrală, putem să vizualizăm herniile de disc, putem să vizualizăm afecțiunile inflamatorii în cazul spondilartropatiilor seronegative, putem vedea edemul de la nivelul structurilor osoase în sacroileite care intră în cadrul acestor afecțiuni, putem să vedem modificările și putem să cuantificăm sau să vedem dacă afecțiunea este activă sau nu este activă. Referitor la investigațiile cerebrale, putem diagnostica în stadiu acut și supraacut accidentele vasculare cerebrale, putem caracteriza tumorile, scleroză în plăci, afecțiuni demielinizante, procese infecțioase,
Deci tot ce, toate leziunile care conțin apă sunt evidențiate cu mai mare acuratețe la rezonanță magnetică decât la computer tomograf. Pe parte de musculoscheletal, iarăși investigația leziunilor ligamentare, a meniscurilor, a cartilajului, a structurilor musculare. Pe parte de patologie abdominopelvină se poate cuantifica gradul unei steatoze hepatice, se poate preciza natura leziunilor și caracteriza anumite leziuni. Putem de asemenea vedea căile biliare, există niște secvențe speciale de colangiografie pentru evidențierea căilor biliare, dacă acestea sunt sau nu dilatate sau obstruate sau orice prezența unei formațiuni tumorale la nivelul lor. Examinarea de rezonanță magnetică pentru a putea avea niște imagini clare necesită ca pacientul să stea nemișcat pe durata examinării sau să execute anumite comenzi, cum sunt cele pentru abdomenul superior, să dau niște comenzi respiratorii pe care pacientul trebuie să le urmeze. În cazul copiilor care nu înțeleg care este scopul și de ce trebuie să fac această investigație, dacă sunt mititei, se face o examinare cu sedare.